găsit la știrile din sport. Asia Târgu Mureș a remizat scor 1-1 cu austriecii de la SV Grodig în cel de-al treilea meci de pregătire al cantonamentului din Austria. Golul vicecampioanei României a fost marcat de Romario Korzog în minutul 15. Următorul amical al echipei lui Dan Petrescu este programat marți 30 iunie cu SV Reed. ASEA Târgu Mureș nu a convins nici în al treilea amical al verii, după o victorie la limită și tot un egal în primele două meciuri test din cantonamentul de pregătire din Austria. Mureșenii au remizat duminică în fața celor de la SV Grodig din Austria, scor 1-1, singurul gol al vicecampioanei României, fiind marcat de Romario Korzog în minutul 15, asta după ce austriecii marcaseră în minutul 9. Potrivit Dolge Sport, Dan Petrescu a început meciul în formula Stăncioiu Golanski, Constantin Bejan, Brandan Mureșan, Maftei Romario, Voiculeț, Varga, Accente. În minutul 60 au ieșit de pe teren Mureșan, Maftei, Varga, Romario, Voiculeț și Accente, înlocuiți de Bucșa, Gorobsov, Luis Pedro, Nicolițo, Manolov și Ruben Hurado. Alte schimbări la ASEA au fost în minutul 72. Au ieșit Brandon Constantin, Bejan și Golanski și au intrat Velaios, González, Frăsinescu și Hanca. În primele două meciuri, ASEA învinsese cu 1-0 pe Cucăși și remizase alb cu Admira Wacker. Următorul amical al echipei lui Dan Petrescu este programat marți cu Severied. ASEA revine în țară pe 3 iulie, iar pe 8 iulie va disputa primul meci oficial al noului sezon, Supercupa României, cu Steaua.